dat asistențe pentru copii. În pucăr, avea ca în vârsta dumneavoastră a celor care astăzi sunt elevi, s-a ambiționat, s-a prins de o idee de care n-a mai scăpat nici la cei 95 de ani care au. Este un exemplu, fie și fie și pentru voi, copii de acum, să rămâneți consecvenți, să nu învățați nimic numai de dragul de a învăța și de a lua notă mare, ci să învățați ca să puteți da mai departe altora înăuntru vostru și la care să vă pomenească strănepoții voștri, precum îl vor pomeni pe acel care a fost hermanul. Personalitățile mari, oricare de ei, au o viață scurtă. Moda este ceva criminal. Ceea ce ieri s-a întâmplat este așa de important încât ceea ce s-a întâmplat când s-a descoperit că Pământul nu este o parcurie, ci este un glob, s-a uitat de mult. Este foarte important ce purtat tare sau ce teorie a afirmat ieri, alaltă ieri. Unul din cei care nu se vor uita este și Hermanul. Noi aici, în media, suntem într-un fel fericiți. Pe noi ne sprijină să nu uităm casa memorială, statuie, bustul lui. Și când ne mai vorbesc profesorul sau alți oameni, mai tine sau mai bătrân, despre această personalitate marcantă. Pentru lume, Hermann Oberth ar fi intrat probabil de mult în uitare pentru masa de oameni, nu pentru oameni de specialitate. Dacă nu ar fi avut el, precum și mulți alți oameni însemnați, un fel de promotor. Acel om cu care adinaori am stat în picioare și mi-a fost coleg de clasă, 4 ani de zile aici la Mediaș, am parte din Balcaș, fiul de țăran și care mai târziu și-a făcut studiile în Brașov și a promovat doctoratul și a devenit om de mare specialitate, biograf și bun cunoscător al lui Hermann Oberth ca persoană, dar și a ideilor, inclusiv a celor care nu au apărut în cărți. Dar faptul că în medie, tot la 2 ani, acest doctor inginer Hans Barth a scos o carte despre Hermann Oberth sau despre idei, sau și despre ideile sale. Așa încât acei 40 de ani cât s-au cunoscut foarte bine, când a venit în 72 în oraș, Hans Barth l-a însoțit, i-a pregătit, de fapt, și terenul și alte chestiuni, dar de atunci și până la moarte, în această vară, a publicat în mediul tot la 2 ani câte o carte, chiar mai mult decât la mai puțin de 2 ani. 27 de volume a scris despre personalitatea Hermann Oberth, despre ideile de bază, despre perspectivele ideilor lui Hermann Oberth. Rachetele, faptul că astăzi se zboară prin cosmos, ba cu oameni, ba fără oameni, ba cu automate, ba fără automate, am fi trăit-o. Nu știu. Cu 100 de ani mai târziu, cu mai mult. Când această idee a avut-o Hermann Oberth, încă nu se vedeau deasupra media și un avion. Nu știu la ce vârstă Hermann Oberth o fi văzut, dacă în copilărie, în mod sigur n-a văzut nici un avion. Dar ideile sale erau și dat în spațiile interplanetare. Nu văzuse pe grun, ca să nu spun chiar și când eu am fost, am ieșit din școală, în curte, ca să strigăm când se auzea zgomotul unui motor. Și asta nu e așa de târziu, era prin anii 40, respectiv sfârșitul anilor 30. Așa de rapid este. Așa de mult a promovat în această lume. Și nici pe departe încă nu s-au realizat toate ideile revoluționare ale Hermann Oberth. Aștept ca tehnica, așa cum spuneau atunci chiar și Hermann Oberth, tehnica să ne ajungă teoria din urmă, să poată să fie rezolvată problema crizei energetice prin acea oglindă uriașă spațială care se asigură pentru toată lumea aceasta necesarul de energie gratis de la soare.
Văd mai vii, chiar și alte. Au fost uimiți când în muzeu au văzut schița lui Hermann Gober despre cum ar trebui să fie îmbrăcat un astronaut semnat perfect cu ceea ce au avut americanii când s-au coborât pe lună. Sau vehiclul spațial, deci asemenea face și alții, poate să dobelească, poate fi acolo, ce idei grandioase au avut. În parte, tehnica a ajuns ideea din urmă. La altele mai așteptăm ca tehnica, tehnologia, construcțiile să ajungă să prindă din urmă ideile care au fost lansate. De media și se leagă, descurmi foarte mult. Părinții săi sunt aici în cimitire. Au murit în media cetățeni ai Medeașului, după terminarea celui de-al doilea război mondial. A zice din păcate, dar nu este chiar așa nici în păcat, Hermann Gober zace în cimitirul din Foiș, acolo unde cumpărați acel castel, unde funcționează muzeul Hermann Gober, acolo și unde? Mâine așa. Aceste două localități pe lumea aceasta sunt instituții dedicate în mod special ideilor acestora, acestui om mare, despre care s-a spus de unde provine și cum a parvenit prin perseverență, prins în nagră, n-a mai scăpat peștele și l-a dus toată viața lui și l-a promovat și a dat ideile acestor generațiilor următoare. Aici în Mediaș, când a fost profesor, acum așa, pentru cei care ies, Obert, lunaticul, da, așa era poreclit. Nimeni nu credea că ceea ce visează, la ceea ce lucrează, ceea ce gândește, se va întâmpla vreodată. La Fadeie, și Ciocofie la ruși, și altul la francuz, și altul la englezi, care s-au ocupat de aceste lucruri. În rest, nu aveam. Noi o luăm astăzi, sau dumneavoastră, o luați ca fiind absolut normal, sigur. O minere care vine și va reuși și asta și multe alte la care a studiat nevinit. Dar atunci, confrații săi, copii, v-am adus bine aminte, fratele mai mare, am avut scurt de vreme ca profesor, dacă vrea să nu prea învăța de bine și sunt cum ați vedea groteză, îl promovau, îl gândărea undeva să le spune ceva despre stele și despre nu știu ce. Termina totul și vorbeam numai despre stele și uita și de extemporal sau de lucrare sau nu știu ce, sau să mai cheme care va la tată să încerce la formule sau la altele, le povestea ceea ce simțea. Am spart, am publicat dintre alte și anecdotele despre el. Odată era mereu un răspund negrun, ai tot spun și așa, s-ar fi căzut să l-am și eu astăzi. Dar ieșind de la clasă, întotdeauna avea petele de cretă pe haina cea negră, se vedea, iar în buzunar neapărat și creta că dacă îi vine vreo idee se poate să scrie stilurile, că nu erau pițuri, nu erau inventate. Și când vine de la liceu să meargă, Doamne Dumnezeule, să vină la casa, nu vrea, dar cum știu pe acolo. Norocul i-a părut total. I-a venit o idee splendidă. Și s-a apucat imediat să scrie. Încă nici nu terminase formula de catalogă. Era spatele taximetrului negru, foarte vechi, cum erau pe atunci, cu planul înclinat spatele și scrisese formula care a picat exact pe ușa din spate a mașinii și mașina a plecat cu zonul cu tot și Gober fugând cu scheta în mână după el, strigând ca cu tot ajutorul în fură formula. Plecați într-o mașină. Erna despre care am pomenit-o aici așa, Gober lucra intens. Când nu dormea, lucra. Ideile în capul acela erau în permanență agitație. Iar soția, Matilde Hummel, căsătorită cu Gober, zice, Hermann, mă duc până în oraș să cumpăr ceva. Uitați-ne legume, unde merg și părinții voștri. Și să cumpere ceva, vezi, Hermann, Doamne, n-ai treabă, era Hermann Gober, despre doctor Hermann Gober, despre care pămânea și de acum, ai grijă de ea, Doamne, a mâncat, a făcut pipi, tot în regulă, să ai numai grijă să nu plec din casă. Dar da, nici nu au zis când a plecat din casă și când au zis să scâncești, dar i-a spus, dar dacă scâncește, pune-o pe uliță și pune-o la loc și doar nu mere bani. Aia m-a dobă, când a scâncit, a dus, a pus-o pe uliță și s-a așezat în continuare și scrie, când vine soția, nu se știe că e pe ea. Descoperă acolo, în pat era ulița de noapte, dar de sub era aia și dormea.
era ideea nu pentru el, n-a fost un om care să aspire la lucruri mari, care să ceară recunoștință, să ceară apreciere, n-a fost om vedetă, n-a fost niciodată în rândul din față. Sigur, veți găsi poze aici, așa unde este în rândul de față, cu de alții. Deci, că vrea să aibă liniște, să poată lucra, să valorifice cei munceau gândurile zi și noapte și să le pună pe hârtie. Că atunci când vine vremea și, spunea el, când tehnologia tehnică mă ajunge din urmă, se poate materializa ceea ce prevăzut astăzi. Să fim mândri că trăim în acest oraș, unde avem posibilitate să ne documentăm, să vadă alții spre noi că avem această casă memorială care este cunoscută. Da, de unitate altceva. De regulă, când conduc persoane sau, mă rog, grupuri de turiști prin oraș, fac încă mai fac și acum treaba aceasta, le povestesc negreșit despre personalitățile ardeale, dintre care sunt și vreo trei sași. Este cel din Brașov, care a fost reformatorul nostru, Conteius, Conteius din Brașov. Este Ștefan Mișeroc, nu mai e nicio vorbă, toată lumea de aici știe, Medeșan, născut aici și aici lucra. Și este Herman Obert. Deci, din trei personalități, dintre cele mai mari care le-a dat ardeal, păi sunt Medeșan. Deci, nu ne avem de consătent pe acești oameni. Și le povestesc. Acum câțiva ani odată, și sigur, majoritate din autobuz sau din la casa mea, nu prea înțeles. Da, deci sunt Werner von Braun. Tot știe cine e Werner von Braun. Nu știe cine l-a învățat pe Werner von Braun. Nu tot, că au învățat și alții. Și alții l-au învățat și alții pe Werner von Braun. Dar odată, ajungând la capătul orașului, spunând și despre aviații, despre monumente, despre Mediașul, are cele mai multe, Noma Krasnodar, are mai multe rachete decât Mediașul, nu vezi că sunt toată România undeva câte rachete pe un spațiu așa de mic, unde este oraș de timp de mine locuitor, ca Mediaș. Iar când îți ajungem de la doctorat, pe la Bratei, vine în față la microfon un domn aproape de vârsta mea și începe să le povestească la cei din autobuz despre Herman Bober, despre ideile sale fundamentale, de m-a lăsat mult și greu să mă lase pe mine cineva mult, eu sunt bărbăreț. Dar când a spus acel, era profesor universitar din Karlsruhe, despre profunzimea acestui geniu de om, cuvinte care mie nu sunt așa date ca să le folosesc, dar adevărul este, am simțit, tare mândru să aud pe un om de la capătul celălalt aproape de al Europa să vorbească despre Medeșanul nostru. Herman Bober, așa de documentat și așa de elogios. Mă adresez din nou celor tine. Am spart în uite. Voi aveți viitorul în față. Fie să vă ridiciți, să publicați, să țineți mereu trează amintirea acestui mare om, acestui mare Medeșan. Mulțumesc!